Eram un copil. N-aveam nici 5 ani. Dar mi-aduc bine aminte ziua de 22 decembrie 89. Eram în camera asta. Stăteam pe canapeaua asta și priveam la televizor cum se desfășura revoluția ca milioane de români. Nu înțelegeam pe atunci mare lucru, dar știam că e ceva important. Mi-aduc aminte că părinții mei erau speriați. Se bucurau. Erau plini de speranță, așa cum eram cu toții. Când au dat la televizor execuția lui Ceaușescu, ne-au scos pe mine și pe sora mea din cameră ca să nu vedem imaginile acelea sângeroase. Și uite așa, într-o clipă, omul despre care ne spuneau că e mai presus de Dumnezeu la grădiniță, dispărea. Și totul părea posibil în România. Au trecut 27 de ani. Eram un copil. Acum sunt soț și tată. Ce s-a întâmplat cu speranțele noastre din decembrie 89? Au fost strivite. Au fost strivite de aceiași oameni, de la aceiași partide, aceiași corupți și aceiași incompetenți. Aceiași oameni care au făcut lucrurile pe nașpa în România asta. Au făcut alegeri pe nașpa, au făcut reforme pe nașpa, privatizări pe nașpa, doctorate pe nașpa, general de armată pe nașpa, totul pe nașpa. Oare nu-i timpul să facem lucrurile pe bune în România noastră? De la Revoluție până azi am studiat și am muncit, am crescut aici în România. Apoi am plecat în America și am absolvit universitățile Harvard și Stanford. Am ajutat mii de tineri români să ajungă la studii în străinătate, iar pe o parte dintre ei i-am sprijinit să revină acasă și să pună umărul la ce se întâmplă aici în România. Am lucrat la Banca Mondială și am ajutat peste 300 de comunități din România. Am scris o carte despre cum luptăm cu hoția din România. Se numește Între speranță și deziluzie. Și am făcut multe alte lucruri pe bune. Dar visul meu dintotdeauna a fost să facem ceea ce noi cu toții, ca români, am dorit în decembrie 89. O Românie pe bune. Revoluția a fost piatra de temelie a unei astfel de Românie. Iar acum ne revine nouă șansa să punem piatră peste piatră, de aici, de la Piatra Neamț și din tot județul Neamț, și să facem împreună o Românie pe bune. Sunt Sebastian Burduja și candidez ca independent la Camera Deputaților, aici acasă, la Neamț. Pentru ca împreună să facem România pe bune.